După ce am parcurs cartea lui Dale Carnegie, Secretele succesului, mi s-a părut a fi de folos pentru a avea o imagine de ansamblu, să reamintesc principiile regăsite pe parcursul lecturii. Acestea fiind necesare pentru a avea o interacțiune de succes cu oricine, oriunde și oricând. În cele ce urmează, voi enumera principiile de bază regăsite în cele patru părți ale cărții. Partea 1. Cum să vă comportați în lume? Tehnici fundamentale. Principiul 1. Nu critica, nu condamna, nu te plânge. Principiul 2. Oferă o apreciere onestă și sinceră. Principiul 3. Trezește în cealaltă persoană o dorință intensă. Partea a doua. Șase modalități de a-i face pe oameni să te placă. Principiul 1. Fii realmente interesat de alți oameni. Principiul 2. Zâmbește. Principiul 3. Nu uita că numele unei persoane este pentru cel în cauză cel mai dulce și mai important sunet. Principiul 4. Fii un bun ascultător. Încurajează-i pe ceilalți să vorbească despre ei înșiși. Principiul 5. Modelați-vă discursul în conformitate cu interlocutorul. Principiul 6. Fă ca cealaltă persoană să se simtă importantă și fă-o la modul cel mai sincer. Partea 3. Atrage oamenii de partea modului tău de gândire. Principiul 1. Singurul mod de a obține ceea ce e mai bun dintr-o ceartă este să o eviți. Principiul 2. Dă dovadă de respect față de opiniile interlocutorului tău. Nu spune niciodată te înșeli. Principiul 3. Dacă te înșeli, recunoaște repede și cu tărie. Principiul 4. Adoptă o atitudine prietenoasă. Principiul 5. Determină cealaltă persoană să spună da, încă de la începutul conversației. Principiul 6. Lăsați interlocutorul să vorbească nestingherit. Principiul 7. Lăsați cealaltă persoană să creadă că face totul din proprie inițiativă. Principiul 8. Încearcă în mod sincer să vezi lucrurile din punctul de vedere al celeilalte persoane. Principiul 9. Manifestă înțelegere față de ideile și dorințele celeilalte persoane. Principiul 10. Faceți apel la sentimentele nobile ale celorlalți. Principiul 11. Dramatizează-ți ideile. Principiul 12. Lansează o provocare. Partea a patra. Fii un adevărat lider. Atribuțiile de lider includ adesea schimbarea atitudinilor și comportamentelor oamenilor. Iată unele sugestii pentru a realiza acest lucru. Principiul 1. Începe cu laude și aprecieri sincere. Principiul 2. Atrage atenția oamenilor în mod indirect asupra greșelilor lor. Principiul 3. Vorbește despre propriile greșeli înainte de a critica cealaltă persoană. Principiul 4. Adresează întrebări în loc de a da ordine directe. Principiul 5. Permite celeilalte persoane să își păstreze onoarea. Principiul 6. Laudă cel mai mic progres și laudă fiecare progres. Aprobă inimos și laudă cu sinceritate. Principiul 7. Oferă celeilalte persoane o reputație la înălțimea căreia trebuie să se ridice. Principiul 8. Încurajează-i pe ceilalți. Fă în așa fel încât greșeala să pară ușor de corectat. Principiul 9. Motivează cealaltă persoană în așa fel încât să facă bucuroasă ceea ce îi sugerezi. Vă invit să vă abonați la canalul meu dacă vă place și nu uitați să împărtășiți informațiile primite și celor dragi. Mulțumesc!